Adică vezi tot felul de oameni care se pleacă, care ridică, care nu mai vorbim la țară, ăia, la munca câmpului, am făcut șosuite la țară, dar astea toate au fost colecționate de stat. Și acum când se fac expoziții de-astea mari, cum s-a făcut asta de acum, ia din colecțiile statului, care au fost achiziționate atunci. În general, viața. Și viața ce e? Dragoste, muncă, trudă, comunicare, sacrificiu, bucurii, dureri, mă rog, ansamblu. În fond, ce vreți dumneavoastră să ne dăruiți? Și o să vă... Am făcut și eu... Vreau să vă rog să vă mutați cu scaunul un pic mai încoace. Așa mai încoace. Am făcut și o pânză care este donată la... Donată la muzeu. Un pic mai înapoi, vă rog eu frumos. Care se numește Durere. 1907, când, în fine, părinții se duc să îngroape pe copilul lor că a fost omorât, așa, și sunt bătrânii, părinții și copiii, nepoții. Este un lucru sfâșietor, ca, dar foarte interesant, de culoare. Sunt lucruri care, și cum vă spun, pe mine mă doare, dar degeaba mă doare pe mine, că asta e rostul vieții, că totul trece. Și vreau să rămâie ceva, să rămâie pe pânză clipa aia teribilă. Și asta am vrut eu și vreau totdeauna să prind pe pânză ceea ce trece. Fata care îmbătrânește, floarea care veșejește, pomul care se scutură de frunze, zăpada care se topește și așa mai departe. În fond, dumneavoastră vreți să surprindeți trecerea timpului? Da. Prin... Să opresc timpul în loc o clipă. Asta vreau și asta am vrut totdeauna. Și mi-aduc aminte de Moș Petrică, care vedea desenele mele și spunea: păi bine, cocuța tată, așa îmi zicea, păi eu nu mai sunt ca aici. Păi zic, aici erai ca ieri, astăzi ești ca astăzi. Adică era foarte interesant. Așa. Spuneați că aveți și niște poezii. Acestea le-ați făcut tot cu intenția de a ni le dărui, de a ne dărui clipa frumoasă de sensibilitate? Sau sunt așa intime, un fel de jurnal? Și, între alte fantezii, am făcut și versuri. Adică... Știți, artele sunt înfrățite, merg împreună. Așa că, da, sunt prea timidă ca să mă afirm. După ce îi muri eu, poate că băiatul meu o să le dea să publice, nu știu, în fine. Nu știu deocamdată. Ce muzică v-ar place să... Dar nu vreau să mor, vreau să trăiesc. Vreau să trăiesc cât de mult, numai să fiu așa, să fiu capabilă să fac ceva, să nu fiu o povară pentru Mihai și nici pentru mine. Atâta timp cât pot să țiu pensula în mână și deocamdată o țiu. Când eram la Belle Arte și pictam, zicea, a venit coca. Dar cineva spune, după ce știi, păi n-a avut cum bubuie pânza, că eu când dau cu pensula, bam, cu hotărâre, așa slabă cum sunt, da, pensula lovesc și cum spunea Petre Comanescu, că eu nu grănițez forma, o scot din loviturile de penel. Și așa e. La mine lucrurile se modelează din pensulă, nu fac conturi.
numai când desenez. Bine, când desenez e cu totul altceva. Cum spunea Arghezi, a, zice, artiștii ăștia fac 100 de linii și fiecare își alege linia care vrea. Până la urmă înțelege el că e vorba de un desen. Cât privește despre modele actuale, accept orice, dar eu nu simt așa și consider că un om, ca să facă ceva bine, trebuie să facă cum simte el. Ori eu nu simt așa. Eu simt așa cum se vede. Și cred că e bine așa. Cred. Nu știu, o să vedem. După când eu nu o să mai fiu și așa, o să, cu timpul, o să ne cearnă vremea și o să se aleagă ce e așa, ce nu e așa. De exemplu, când am fost la Paris, eu n-am văzut la Louvre artă abstractă. Am văzut la Muzeul Pompidou, da, am văzut. Eu am văzut la mine în expoziție la Eforie, aveam o toamnă și am văzut un inginer destul de tânăr care s-a uitat la toamna aia și și-a șters o lacrimă așa de...
să vă rog să-mi spuneți cine este acolo în poză și cam în ce an? Cred că scrie jos an. Nu scrie că... Nu scrie. Doar 1900-1901. De mine, cu studii făcute la Freiberg în Germania, și în această fotografie este promoția din 1901, care a absolvit și a primit titlul de inginer. Să-mi spuneți, de unde era? De... În această fotografie, absolvenții ingineri de mine poartă uniforma de minier de gală, care era atunci la modă în Germania. Nunta de argint a bunicului meu, dr. Ion Mețianu, doctor chirurg, în 1923, înconjurat de fiii săi căsătoriți cu soțiile și cu nepoții. Dumneavoastră sunteți acolo? Eu nu sunt. Ați fi avut 13 ani atunci. Da. Poftiți. În această fotografie este bunica mamei mele, lângă dânsa în picioare este mama mea, sora ei, mama mea Elena Mețianu, de mai târziu, sora ei Ecaterina, căsătorită Papadopol, și fratele ei, Costică Antonescu. Tot 1901, asta fotografia reprezintă studenții în costume de minier în Germania. Aici ar fi bunicul dumneavoastră. Nu, tatăl meu. Tatăl meu. Și aici în fotografie cam al câtele, ne-ați putea, unde este vreun mijloc? E cel din mijloc sau? Ăsta din mijloc e tatăl. Unde s-a născut? Se numea Traian Mețianu, s-a născut la Odovești. Și dumneavoastră unde v-ați născut? Eu m-am născut la Câmpina, pentru că tata, după ce a venit din Germania, a fost numit director tehnic la Societatea Steaua Română, care era prima societate de exploatare petrolifere din România. Acolo am locuit într-o casă, aveți fotografie. V-am adus fotografia acasă în care m-am născut. Da, nu, ne spuneți da. Ce o căutăm. Acolo am locuit. Acolo am locuit într-o vilă foarte frumoasă, lângă Schelă, deoarece tatăl meu pleca dimineața la 5 și venea seara la 9. La prânz îi se ducea de către Adela, o fată foarte frumoasă din Maramureș, mâncarea, pentru că avea foarte mare responsabilitate, pentru că atunci schelele erau cu sonde, cu schelet de lemn, nu cu schelet mecanic astăzi. Și mi-amintesc în copilărie când această frumoasă Adela, care era dădaca mea și pe care o iubeam foarte mult, că era foarte frumoasă, s-a dus într-o zi cu mâncare la tata și un băiat, un sondor, un tânăr, care o iubea foarte mult, ca să o dea gata, și-a aprins o țigară. Și de la acea țigară a fost un incendiu înfiorător și cum era în 1921, s-a pus problema să nu fie un atentat. S-a făcut imediat anchetă, l-a prins pe băiat și a venit la tata, care era director tehnic, să-l judece.
Și tata i-a spus domnului colonel Bondoc, așa îl chema, domnule, el e îndrăgostit de Adela și a făcut o prostie. Nu merită să-l închidem. Merită însă să-l pedepsim altfel, să se căsătorească cu Adela și dumneata și cu mine, să-l cununăm. Și o săptămână mai târziu i-a cununat și un an mai târziu i-a botezat primul copil. Asta îmi amintesc din copilărie, că a fost ceva înfiorător când și noi care ședeam lângă schelă s-au deschis geamurile, au căzut, s-a întunecat cerul, mă rog, parcă era sfârșitul lumii. Și asta de la o țigare. Peste tot scria fumatul interzis, însă el a vrut să o dea gata pe Adela. Și l-am înțeles. De unde era Adela? Adela era venită din Maramureș cu tatăl ei ca să se angajeze ca sondor. Și eu când am văzut-o pe Adela, mică fiind, asta știu de la străbunica mea, că eu altfel nu mi-aduc aminte, străbunica mea a spus, care era la noi venită în vizită, că eu m-am repezit la ea și am vrut să-i scoci-o rapid din picioare. Și ea, în fine, s-a ferit și atunci tata a zis să rămâie Adela la noi, pe tata îl angajez ca sondor și Adela să rămâie de dacă la tine. Și Adela se plângea la tata în fiecare seară că ea nu-și găsește ciorapi. La noi, casa în care m-am născut și care era casa directorului, era o cameră de oaspeți și toată lumea care venea în Câmpina ca să se manifeste față de muncitori, de exemplu, Nicolae Iorga a venit și a stat la noi, era prieten cu tata, ținea conferință la Casa Poporului. A venit Enescu să dea concerte, a venit doctorul Dona, colecționarul, să vorbească despre sănătate. Toți oamenii ăștia care veneau la noi, trăgeau la noi. Și într-o zi a venit și domnul Marinescu, inspector de matematici. Și când a venit, tata râdea în hohote că Adela se plângea că cineva îi fură ciorapi. Și atunci domnul inspector Marinescu, care era profesor, pedagog, deci, a spus, uite ce e Traiane, că era prieten cu tata, trimite-i copiii toți de acasă și noi o să căutăm ciorapi. Și, într-adevăr, unde credeți că a găsit ciorapi? La mine, sub saltea. Cum era îmbrăcată Adela când a venit din Maramureș? Era îmbrăcată în costum de Maramureș, care este o frumusețe, și avea ciorapi cu vărci colorate. Aceste vărci colorate și costumul ăsta mie mi-a aprins gustul de culoare și pot să spui că la baza activității mele de pictor stă Adela și Moș Petrică Zaharia, un moș foarte drăguț care avea grijă de animalele noastre. El este primul meu model. Mie îmi place natura, îmi plac florile, îmi place totul. Iubesc totul, în sufletul meu nu încă pe ură, însă recunosc că îmi place foarte mult să fac portret ținut. Și atunci Moș Zaharia este primul meu model. Am făcut după el foarte multe desene care au rămas la școala din Câmpina. Au fost luate pe urmă de Academie la serviciul de stampe. Am și eu un desen, dar nu l-am găsit ca să vi-l arăt dumneavoastră. Moș Zaharia era o splendoare. El povestea povești care pe noi copiii ne vrăjeau și avea grijă de animalele noastre, că aveam foarte multe animale în curte. Iar Adela venise de Maramureș cu tatăl ei și a rămas acolo, a venit peste ani să-mi facă vizită, era bunică. Era o fată foarte frumoasă. Și mă uitam la ea, era transformată. Și cum sunt ca un filozof din fire, am zis să pun pe pânză ceea ce trece. Eu, de exemplu, dacă văd, iubesc foarte mult florile și multă lume mi-aduce mie flori.
Și când văd o floare că se opriește, îmi vine să plâng. Și atunci mă gândesc să o fac nemuritoare, să o pun pe pânză. Așa cu florile, cu pomii, cu oamenii. E păcat ce e frumos să treacă, să rămână. Cineva ce v-a întrebat? Cineva m-a întrebat de ce pictez. Și am răspuns, dar dumneavoastră de ce respirați? Zice, am înțeles. Într-adevăr, pentru mine viața asta e. Deci dumneavoastră nu puteți lăsa armoniile să treacă pe lângă dumneavoastră și vreți tot timpul să opriți clipa? Să opresc clipa, asta vreau. Scriu și versuri. Să opresc clipa. Mă doare că văd o fată frumoasă și pe urmă mă gândesc, uite, asta s-o vede. O floare splendidă și pe urmă se ofilește. Eu sunt născută toamna, îmi place toamna că e foarte colorată, însă fiecare frunză care cade mă doare. E ceva care se sfârșește. Și e păcat. Și e păcat că viața e scurtă, e foarte frumoasă. Eu când văd cum se urăsc oamenii și cum se ceartă între ei, mă întreb ce-or fi crezând, ce-or fi crezând. Păcat. Orice clipă merită să o trăiești. Și în fond viața e un șir de clipe. Așa. Acum să-mi spuneți că ați mers la grădiniță de la cât la cât, cu ce, cum erau copiii, cum era lumea din... Acolo la Câmpina, când m-am născut eu, nu era ca astăzi. Era un mic orășel de provincie, în care partea cea mai importantă era schela de petrol și bulevardul cu vedere spre Valea Prahovei. Și ca să nu se întâmple accidente, deoarece vă spun că sondele erau de lemn și oricând pasibile să producă un incendiu, toți copiii erau strânși de la anul 3 și duși la grădiniță. Și acolo stăteau sub supraveghere ca să nu facă vreo comedie. Și-au dat drumul și la muzici. Așa, că suntem în Balcani aici, au dat drumul la Lăutărească. Da. Să-mi spuneți, vă rog frumos, prima oară, cum ați început să desenați? La grădiniță, la școală? Cine v-a remarcat? Prima dată am început să desenez pe Moș Petrică. La mine în curte, Moș Petrică, care se învârtea printre animale, păsări, și aveam un cal, un măgar, o vacă, o capră și ce are omul în gospodărie, era ca la țară. Eu îl desenam pe Moș Petrică, care era foarte expresiv. El este începutul de portret. Și am făcut, știți, bătrânii sunt foarte expresivi din cauza că au multe cute și v-aș spune că sunt cel mai ușor de desenat și de pictat. Spre deosebire de cei tineri care, mă rog, pun anumite probleme. Asta e ce privește Moș Petrică, alb negru, el este părintele alb negru de la mine. În ce privește culoarea, pasiunea pentru culoare a început de la ciorapii lui Adela, care erau cu vărși colorate. Și atunci, când ea venea și se plânge la tata că îi fură cineva ciorapii, și domnul profesor Marinescu a spus, am să fac o percheziție să vedem ce e, au găsit ciorapii la mine sub saltea. Tata, sigur că a fost mirat și contrariat. Domnul Marinescu, care era pedagog, a spus, nu, fata asta se face pictor. Și eu am să-ți dovedesc. A doua zi s-a dus în oraș, eu aveam vreo 4 ani. N-aveam mai mult de 4 ani, dar asta le știu de la străbunica mea, că eu nu pot să-mi aduc aminte asta. S-a dus în oraș, a cumpărat un bloc și creioane colorate, a luat ciorapii și în locul lor a pus blocul și creioanele colorate. A doua zi, casa era plină de desene și el s-a dus la tata și a spus, ai văzut?
Și desenele ce credeți că reprezentau? Numai oameni. Numai oameni. Nu o floare, nu un pom, nu o pasăre, deși le iubesc extraordinar de mult. Însă, pe mine mă interesează omul, portret și nu, uite, dinata ești bună de portret. Dacă vrei să pozezi, te trag în pensulă. Așa. După aceea, unde ați continuat școala? În 1924 am venit la București și am fost elevă la școala centrală. Pe vremea mea, la școala centrală, era foarte sever, era în minister domnul Chirițescu, care nu dădea voie elevilor să se ducă la cinematograf, la teatru. Eu, până când am luat bacalaureatul, n-am fost nici la teatru, nici la cinematograf. O singură dată am fost la Teatrul Național, când a venit Mario Araventura de la Paris cu piesa Secretul și pentru asta am fost scrisă pe tabla neagră la școala centrală și eliminată 8 zile. Anii au trecut, am luat bacalaureatul și la bacalaureat am avut niște emoții teribile pentru că m-a întrebat cum se numește capul tenii și n-am știut să spui scolex. N-am știut. Și era să mă trântească. Însă președinte la bacalaureat era Charles Drouet. Și Charles Drouet mi-a spus pe franțuzește, dacă îmi reciți ceva de la Martin, treci. Și am, și eu și acum când merg la bucătărie și fac mâncare, eu sunt o fire de artist. Recit sau cânt, tot felul. Și am recitat de la Martin, de Baudelaire, de că săracul Charles Drouet, în fine, am luat bacalaureatul cu brio, am terminat. Și m-am înscris la litere, drept și filozofie. Acolo am avut profesor de drept roman pe Longinescu, care era spaima studenților și din 1500 de studenți la drept, unul singur a trecut la dreptul roman și ăla eram eu, Vila Albă. Am venit acasă, în fine, un chef teribil cu colegii, așa. Am avut la filozofie, am avut pe Rădulescu Motru la psihologie, pe Vianu la estetică și ani însă dorul meu era să fac pictură. Tata însă era contra. El vedea în mine prima femeie diplomat. Așa vedea el. Așa vedea el. Intervenim la expoziție? Nu, niște bomboane de șocolată. Să opresc aici, să fie un minut, două, adică n-ai să... Ce să fac? Să fie un minut, două, să ia bomboana, că n-ai să ne pune. Puneți acolo pe mate și nu face pauză. Așa. Acum aș vrea să-mi spuneți pe cine vedem în fotografie. Cine sunt? Aici este mama mea, care se numește Elena Mețianu, fosta Antonescu. Și alături? Ecaterina Papadopol, fosta Antonescu, sora ei. Și un băiețel. Și Costica Antonescu, fratele lor. Vă rog. Aici este doamna Antonescu, bunica, cu nepoții, cu Elena Antonescu Mețianu, cu Ecaterina și cu Costică, cei trei copii. Bunicul a fost căsătorit de două ori, că prima nevastă i-a murit, aceea frumoasă, a murit la 20 de ani. Și la 20 de ani avea deja trei copii. Și frații mei, am avut doi frați. Mă rog, încă o dată, aici sunt eu, mai spuneți-mi încă o dată. Aici sunt eu,
și frații mei, Gicu și Miu. Erați la Câmpina aici? La Câmpina. Și suntem în costum de sărbătoare de sfârșit de an de la școală. Aici este Bubu Gajoiu cu soția lui. Bunicul dumneavoastră? Nu. Unchiul meu. Unchiul dumneavoastră. Ce școală urmați când aveați atunci 19 ani? Unde erați? Studentă la drept sau? Da, eram studentă la drept. Drept, litere și filozofie. Pe verso ce an scrie? Pe verso? Scrie un an, scrie o dedicație. Cu toată dragostea. 1929. Cu toată dragostea lui tante Catuța și nenea Mitică. Adică le-am dăruit-o mătușii mele, sora mamei. Mulțumesc! Acum! În prima fotografie tatăl meu, inginer Traian Mețeanu. În a doua fotografie, fratele meu, inginer Mihai Mețeanu. Și în a treia soție e fosta sa soție, Ioana, actualmente Celibidache. Gheorghe Antonescu, bunicul meu, din partea mamei. Așa, în ce an era, dacă cumva puteți? Copiți? Tata în costum de minier, ca student în Germania. Tatăl meu, care a murit. Spuneți, acesta este... Mai spuneți-mi încă o dată. Fratele meu, Gheorghe, care a murit la 19 ani într-un accident. Avea foarte bun talent la vioară, ar fi devenit un mare violonist. Tata în Germania, în mine, în costume de minier. Elena Mețeanu și Traian Mețeanu. Poftiți și să spuneți unde a trăit, în ce localitate? Care era de origine germană, nu știu anul, dar e străbunica mamei mele, care cânta foarte frumos. Aș vrea să mai spuneți despre vârste, etape și personalitate. Cum v-ați putea caracteriza dumneavoastră un autoportret vorbit? S-ar putea face sau e foarte greu? Sunt romantică și sentimentală. De altfel, cei care mă prezintă spun de la început, Coca Mețeanu e o romantică și pe urmă încep să vorbească de ce vor ei acolo să vadă. Mică. Țuțulica. 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 Cine e de frumusică? Cine e frumusică? Cine e frumusică? Cine?
să-mi spuneți că iar începe cu manelele. A? Spuneți-mi încet, puțin din ce mi-ați spus înăuntru. Să spun acum? Da, dacă vă aud, eu vă aud. Nu căutați statălnicie cu iubirea trecătoare. Cum vrei să legi de veșnicie un joc de clipe călătoare? Când luna strălucește prag și stelele vor să se culce, nu plânge că-ți pleacă cei dragi, că pleacă și iară se duce. Mai puteți să-mi spuneți încă o dată? Încă o dată să-mi spuneți. Am înregistrat o dată și mai vreau încă o dată. Nu căutați statălnicie în iubirea trecătoare. Cum vrei să legi de veșnicie un joc de clipe călătoare? Când luna strălucește în prag și stelele vor să se culce, nu-ți pare rău că iar se duce, că el pleacă și iar vine. Am băgat niște mieulături grozave. Dați-i drumul, dați-i drumul ușor, dați-i drumul. Eu am acum treabă cu pisica. Cuzi lui mama. Pisul cu lui mama. Nu mai vrea. Știi ce face? Miaune grozav. Plânge, plânge. El miaune și plânge. S-a înregistrat și el, nu? Ele sunt niște ființe foarte, foarte fotogenice, pisicile, și foarte... Da, foarte fotogenice, foarte... Da. ...naturale. Da. Mai rămâne puțin. Dacă mai aveți și o altă strofă. Dacă mai puteți să-mi spuneți o strofă din ceva.
Dar nu iese asta, că nu se potrivește. Nu, nu. Dacă puteți să mai spuneți un vers de o oră, dacă mai puteți să mă recitați o bucățică din ceva. Da, poți să spui una pe franțuzește? Da, vă rog, vă rog. Poți să încep? Da. Bientôt tu t'en iras, vois-tu, je le sens bien, pourtant dans cette chambre, tu garderas ta trace, et même les coussins qu'on changera de place, chargés de tes parfums, ne le diront rien. La laine du tapis recouvrera sa tête, sentir encore ton petit pas charmant, et mes livres anciens et mes vers de poète, espéreront toujours revivre le présent. Adie puțin vântul. Da. Astăzi a fost totuși o zi plăcută, acceptabilă, suportabilă. Da. Nu plecați niciunde... Da, dar vara e grozavă. Să găsesc fructe, să găsesc... Flori. Da. În vara asta nu plecați niciunde, stați numai în București, nu plecați din București? Da. Și nu mai costă încălzitul așa de mult. Am pictat cu pasiune toată viața mea și nu m-am gândit niciodată dacă tablourile mele se vor vinde sau nu. Mi-am dăruit toată sufletul și toată viața mea artei, pe care am slujit-o cu crezință și cu dragoste. Dacă vreodată și vreodată când ai mai fi cineva și auzi de mine, mă bucur de acum. În orice caz, sfătuiesc tot tineretul care iubește arta să lucreze cu pasiune și cu dragoste și să nu aștepte răsplata. Că răsplata bine, dar poate uneori mai târziu sau prea târziu. Deci, în general, care ar fi condiția pictorului în România? Cât ați trăit dumneavoastră? Acum artiștii au pensie. Și asta e un mare ajutor pentru ei. De ce? În România nu se vând sau? Adică explicați-mi da. Un pic. Explicați-mi un pic, ce s-a întâmplat, de ce, deci, ce se întâmplă cu tablourile, nu se vând, nu se... Îmi pare rău să spun că lumea bogată nu prea cumpără tablouri, mai degrabă cumpără un om cu mijloace modeste. Și noi înțelegem acest lucru și îl ajutăm să o facă. Colecționarii pe care i-am cunoscut și care au 8 la număr, vedeau în expoziție și cumpărau dintr-o dată 80 tablouri. Acum, colecționari nu mai avem. Încep să crească acum unii colecționari. Printre aceștia am avut prilejul să cunosc pe Florica și Vasile Petrovici,
care sunt tineri, sunt informaticieni și care au început să aibă colecție, pe domnul Dârbacă, care este și el inginer și face o colecție, și alții. Însă, în general, artistul trebuie să fie un om pasionat de artă și un om curajos, pentru că arta nu este un articol de primă necesitate. Este, dacă vreți, hrana omului sensibil, a omului bun, a omului om. Gata, nu mai spui nimic. Știți ce este? La Muzeul de Artă este o expoziție, da, a pictorilor care au stat la Paris, da, dar care sunt colegii dumneavoastră de generație. Da. Și aveam de gând să pot până la 6 să prind și ceva din expoziție, dar nu cred că este deja... Aha. Deci erau contemporani cu dumneavoastră, dar toți au stat luni de zile, da, în Franța, sau ani, sau zeci, da, de ani. Și asta pe mine m-a șocat, față de ce posibilități au fost pentru... Asta fără ca să ne distreze. Comuniștii au dus-o bine, dar eu nu eram comunistă. Eu sunt de-aia dezbrăcată de comuniști. Și de ce vă e și acum frică să vorbiți? De ce vă mai e frică? Deci... Nu, păi da, nu mi-e frică. Păi da, am spus că am fost dat afară de mine. Păi am spus că am fost dat afară de mine ca formalistă. Cum? Am spus, da, da, că gospodăria de partid. Dar n-ați spus că ați fost dat afară și din propria casă pe care am filmat-o. Bine. Și din propriile, deci din, da, propriul stil de viață. Da, da. Deci, da, aici există o discreție mult prea mare. Am făcut un interviu cu domnul Liviu Ciulei. Da. Și a refuzat să facă orice aluzie la faptul că i s-a luat totul, teatru, da, casa. L-a fost, da, da. Mari artiști se dărâie într-atât încât... își epuizează propria ființă. Nu știu, mi se pare că sunt... Să nu supărăm. Aici mama, bunica și... Și părinții, da, ei. Și?
aceeași persoană aici și aici. Aia e mama mamei și sus e aceeași persoană, jos e tatăl mamei. Splendid. Splendid. Da, bunicii, de asta e bunica, de sus, de tot. Cele două surori, bunica în dreapta. Acum nu se mai mare, sunt alt caracter. Sunt scoase, dar le lasă așa scâmbe, nu? N-are nimic. Albumul e albumul. Iar alt? Gata? Cu bunguriță. Și asta o faceți pe jos? Aia de asta? Nu fac deloc. Astea două, cred că e mama mamei și cu sora ei. Nu știu, v-ați spus sau nu v-ați spus? Asta pare să... Oaia de 100 de ani? O să trec sau nu? Nu, încă nu. Să ne spuneți cine, pe cine vă dumneavoastră. Stea și ea, așa. Dar nu se aude. Asta vezi sau nu vezi? Așa, dați pagina, dați pagina. Asta. Dați pagina în continuare. Mai facem o răsfoire așa, mai lejeră. Asta e bunica, părinții mamei. Așa. Asta mai fost. Uite, bunica le mai... Dați pagina. Nu se zica. Asta e cartuța aici, nu? Nu că dacă e... Eu ce fac aici? Mama. El e pisicul lui mama. El e pisicul. E frumos. Pisicul mama. Poți să o las așa? Poza de stânga e în aer. Poți să o bag sau nu? Sau poți să bag mâna sau nu? E tot mama. Da. De cât am vrea? Viața era la care asta nu au anul de aia. Sau pe aici, pe ceva, pe un teoramă, ceva, pe un cadru, să fie prinsă. De unde? Da. Dintr-un cea... Toate imagini. O să-l prins cu un scoci la acele patru capete. Sunt prea mici în cadru.